azi e ziua când ar trebui să o vedem pe Sofica. Da, mă, dar ce să-i mai zicem ca să vină? Adevărul, mă, adevărul. Adică că sunteți niște incapabili care nu sunteți în stare ai găsi iubițelul nici dacă vă dă la adresa unde se ascunde? Nu, mă, nu! Că ne face plăcere prezența ei, ceapeule! Adică țărănoiule! În francez, teizanule! Te găsește, dragi, Matiescule! Adică culme absolută a prostiei! CAP sunt inițialele, uite-l! Bună asta! Hai, salut! Bine ați venit la noi, domnișoara Sofica! Să știți că Petre ușii arde de nerăbdare, a vă zice ceva. Sofica, să știi că am fost... Eu aș vrea să-l dacă sigur de... Băi, asta îmi spun de câteva săptămâni. Pănuiesc că singura mea șansă să-l găsesc pe Puti e să mă angajez în poliție. Vrei? Nu, poate să vrea până mâine, bă, că nu sunt locuri disponibile. Am vești mari. Mi l-ați găsit pe amore! Domnișoară Sofica, acum avem treburi mai importante, n-avem timp de matrimoniale. Bă, am primit ordin să organizăm concurs pentru ocuparea postului lăsat liber de Afrodita. Interesant. Vrei să fii colega noastră? Bă, voi sunteți idioți? Credeți că o să o lase baba să o tăvălească toți infractorii? Dar noi putem? Nu speriu! Nu! Auzi, fata? Trebuie să existe vreo metodă să o pot păcăli pe babă. Pe babă nu poți să păcălești, mă. E ca moartea. De fapt, cred că sunt una și aceeași persoană. Pe babă trebuie să o convingi că e ideea ei să te angajezi la poliție. Uite, spune că nu te mai înțelegi cu Mărlanul, prefăte persecutată. Dar trebuie să repeți înainte că dacă se prinde că joci teatru, o să vezi moartea cu ochii. Și n-ai zis, mă, că sunt una și aceeași persoană? Exact. De-aia nici nu dă colțul. Că moartea nu poți să se ia pe ea însăși. N-am vrut să zic pre. Eu am ținut cât am ținut în mine. Dar nu mai pot. Păi nu te făi la mut dacă e liberă. Ce vrei să dai dracu? Bunătate de mace? Că bolă de constipație e dată în masa. Își scoate ochii ca la melc. Și maciomenii nu se dau în vânt după bulbucate de astea. Nu la asta mă refeream, tanti. Dar la ce? Eu am ținut în mine un secret. Dar acum nu mai rezist. Făi, tu ai secrete față de mămicica ta a doua? Că cam așa sunt. Nu, bre, nu lua așa. Eu n-am vrut să te mâni. Păi mânia, mă, făi, mânia, mă, că mi-e în flașă. Că eu când mă mâni, mă și-nvârtoșesc. Și fac victime colaterale. Ia zi, ce te rode? Tanti, Mărlanu profită de faptul că nu mai e Puti să mă ocrotească și zilnic. Te violează zilnic, porcu, lasă mergi. Ah, îl distrug să-ți pună el cu bucica mea. Lasă-o o firii de genul ăsta. Bre, nu mă violează, bre. Mă jignește, mă persecută, mă face în toate felurile. Pa chiar într-o zi mi-a zis că seamăn cu matale. Păi asta nu e jignire, fă, asta e chiar o laudă, a? Bă, da, tante la ăla o fi de toate, mă. O fi împiedicat, o fi bou, o fi porc, dar și nu cigaș nu e, mă. Nu mă crezi, ok. Vino mâine cu mine la birou și ai să vezi cu ochii matale. Ce? Mă jignește, Mărlanu, bre! Hulubă, butelie, damigiană, tampon, ce caută tampon? Sofica! Cum îndrăznești, Pârlane? Ce să îndrăznesc? Faci și pe prostul! Nu, chiar sunt, dar nu tot timpul, am momente. Nu schimba vorba. Cum îndrăznesc să jignești o domnișoară în halul ăsta? Mă, Sofica, dar eu nu te-am jignit cu nimic. Eu numai te-am chemat să vin cu alții. Cum m-ai chemat? Pe tonul cu care chem câinele? Am ajuns să fiu tratată ca un câine. Și de cine? De un porc, un animal inferior. Da, da, cercetătorii britanici a zis că porcul e printre cele mai inteligente animale. E mai deștept ca câinele. Nu schimba iar vorba. A auzit, tantișor, cum mă face? A zis că până și porcul e mai deștept decât mine, tanti. Așa, mă? Da. Nu, bre. N-am zis eu, cercetătorii britanici a zis. Hai, lasă-mă. A trecut clasa patra, bunicule! Am ajuns în Germania, la Oxford! Da, șeful!
De n-o să-i crească vânzările până la cer, să nu-mi ziceți mie, domn președinte. Cum să le exemplific pe mine? Păi nu poți să le exemplific pe mine pentru că eu sunt nevricos la epilat. Dar poate vrea să-l încerce Betty. Ce să vreau? A, uite, să încerci asta în emisiune. Wow, mamă, cu tine vreau. Nu, tu ai văzut că facem audiență. Și acum baci subiecte legate de sex în fiecare seară, hoțăuanule. Dar mai întâi le încercăm aici, ca să facem treaba profi de seară. Ai răbdare, că prima dată mă încălzesc cu tine, după aia trecem la jucărioară. N-ai văzut cum se procedează în filme cu vibratorul lui Pupu? Nu! Nu! Că eu n-am avut vibrator decât când eram mic la acvariu, atât. Dar asta nu-i vibrator, dragă! Ăsta este un aparat de epilat părul din nas și din urechi. Aha, știu. De-aia mă pui pe mine să-l încerc în emisiune, nu? Păi ce, am păr în nas și în urechi? Dar ăsta este, dragă, e aparat pentru chestia asta specială, jur. Sigur? Da. Demonstrează că dacă nu, îl folosim la ce-am zis eu. Hai, demonstrează. Pune, poftim, ce mare jmecherie. Ori e prost, ori ești tu și nu știi să-l folosești. Aparat de depilat. No, ce? N-am mai zis nimic, ce, nici măcar nu te-am chemat. Adică eu nu mai am voie să intru aici decât dacă mă chem tu? Ca pe un câine mă tratezi. Nu, că tu n-ai cum să fii câine, dragă, că tu ești la genul feminin și câinele-i la masculin. Ce mă faci, cățea nemernicule? Nu, jaf. Cum? La... Iartă-mă, Sofica, că n-am vrut să nu cumva să mai mă bagi iar în gura lui tati, că aia mă toacă, mă... Tanti? Ne? Iar m-a făcut talpie de porci. Adina ori mi-a zis că sunt cățea. Și ce? Dacă eu sunt cățea, e și mămica. Și implicit și matale. Hai! Asta le întrece pe toate, mărlane! Ieși, că se lasă cu sânge! Tanti, tanti, nu e nevoie, că nu rezolvați nimic cu violența. Cel mai inteligent cedează. Numai bine, mă lăsați pe mine să mă angajez în altă parte? Unde să te fii până șef, a? Nu vrei. Ieși că spui numai tâmpene. Mă mai și mir că te face ăsta cum te face. Ieși! Cu blondă. N-am făcut eu, tanti, niciun fel ce tot. Deci așa, mălare. Ce? Mi-a dus la disperare ca să scap de ea. Vrei să o faci să-și ai câmpii? Tu crezi că eu am adus-o de la câmpii la oraș ca să-mi o trimiști tu, Rambur? Două secunde cât sărită. N-ai timp să... N-am, că n-am timp, că da, poate la toale. Taci! Da. Ce treabă ai tu cu Sofica mea, pupunețule? Iar l-aș găsi pe scalțune? Zic că poți să te crapsi pe-n telefon! Să se angajeze în poliție. Sofica! Foarte bună gluma asta. Hai că vin în 10 minute la secție și ne amuzăm împreună. Dar pregătiți-vă pansamente și gheață. Ce bine că ai vorbit ta, că nu mai... Ăștia lua vorba din gură mereu, mă... Da. Poliție. Bine. În locul următare, eu aș lăsa-o pe Sofica să se facă gaboriță. Că pe urmă să rămâne următare scalțoane. Ce mai? Să rămâne următare scalțoane dacă se face abilițeac. De ce? Dacă o lasă să se facă gaboriță, nu mai poate să combine cu scalțoane. Că scrie în fișa postului că polițiștii nu are voie să asocieze cu infractorii. E incompatibilitate profesională. Ai uitat cum fugea Afrodita de scalțoane? Ca mucii de batistă. Ca flăcii de brici. Ca noi de matac. Asta nu e un exemplu bun. O, că am priceput! Greu pricep, bre. Mărlane, să știi că tu nu ești prost tot timpul. Asta da, nu sunt tot timpul. Dar crezi tu că o să vrea să se angajeze în poliție? Ca să facă toată lumea proastă? Păi să... Și dacă lucrează, cine o face tot proastă? Că știi cum e vorba proverbului. Cine s-aseamănă, s-adună. Și dacă e angajat a mea,
păcă de acolo, o să aibă uniformă, o să aibă și un statut, o nesimțire odată și nu o să-și permite nimeni să o ofenseze, că să o lasă cu volei la Dinamo. Corect! Păi atunci Mărlane jignește-o non-stop ca să o faci să plece. Dar n-am jignit-o, bre. Taci din gură, că acum îți dau eu voie, ai permisiunea mea. Eu, stai că nu putem acum, că am o ședință cu șeful, că intră un produs nou ca să-l promovăm și trebuie să-i facem strategia de marketing. Dar să știi că o să mă revanșez diseară, că am cumpărat de la sex shop o surpriză special pentru tine. Ce? A, nu pot să spun, dacă am zis că e surpriză, e surpriză. Dar știi că n-am răbdare. Ah, știu. Ce fraieruț! Abar n-are cum arată un vibrator. Scumpul de el, dar măcar a fost bine intenționat. Hai să nu-i stricăm surpriza. Să dea naiba, să nu-mi răspunzi cu să trăiți, domn președinte, că te găsește dracii. Te pui să umbli în patru labe pe aceea ca cățaua aia de care știi că ești mai devreme. Mărlane, tu ești... Sunt stăpânul tău suprem, începând în clipa asta. Mărlane, tu ești sinucigaș. Nu, că nu-s idiot ca alții. Și alții nu dau nume că te superi. Ok, deci ți-ai semnat singur sentința. Poți să stui și 10 babe, făi, șpalea pe vârf omul. Că nu mai mă violează, că-i măritat acum și nu-și permite. Iar la imuns sunt bătaie, să fie clar. Iar la bătaie sunt imun. Sau invers, sau cum am zis, sau nu mai... Apropo, dacă o chem pe tantita, e ca și cum să-i semna demisia. O să-i spui asta și lui tanti în față? Of course, my horse. Adică, of course, my iapa. Te uiți ca vițeaua. Ia, pa, făi, nevasta calului, cala. E, acum mă crezi, bre? Deci așa mă gard deosebit de sinucigaș. Continue, a? Stai, bre, de ce mai... Păi, vrei impresia artistică, prostule. A, așa, da. Vezi? Confirmă. Asta e un mârlan irecuperabil. Eu îmi dau demisia. Așa, făi, așa te vreau. Demna și apregă ca mine. Bravo, fă. Taci! Cum e vorbit? Nu vrea cu ea, vorbea cu matale. Păi ce-a lui matale, fă... Așa. Și să te muți într-un alt loc unde să fie respectată 24 de ore din 24. Așa o să fac. Uite, spre exemplu, în poliție. Ai zis poliție? Că uniforma de polițist impune respect, fă, toată lumea suntem. Plus că am aflat de la Petreuș că se organizează la secția de poliție un concurs pentru ocuparea unui post liber. Nu prea ai tu treaba cu examenele, că ești cam blondă. Nu? Și pe dinăuntru, numai pe din afară. Dar spune-le polițiștilor că am spus eu să te facă să treci examenul, ai înțeles? Cum zici, matale? Eu zic și tu faci. Fac! Așa. Fac. Ce m-am văzut așa și cuvintele astea? Bine că pleci. Că la cum te-ai purtat săptămâna asta, mai aveam un pic și plecam eu. Scuze, mărlănele. Scopul scuză mijloacele. Obișnuisem așa de mult aici. Stai grijă de tine. Mai ales la Crăciun. Mă înțelchem pe Gogoașă ca să-i explici ce are de făcut, că Bănescu o să rămână în locul meu. Da, da, asta o creadă el. Succes, Vare! Mărlane, te anunț oficial că îmi dau și eu demisia. Și tu, Gogule, păi de ce, mă? Păi ce vrei, mă, să rămân bătaia ta de joc în locul lui Sofica? Crezi că eu nu știu de ce pleacă? N-am auzit? Dar a fost o scenare, mă, că băta m-a pus să fac treaba asta ca să o păs. Cu tine nu o să fac așa, jur. Dacă, uite, mă jur să-i coac ochii lui măta și să... Bă, Gogule, că dacă pleci și tu rămâni fără subaltezi, nu-ți mai poți fiu șef. Păi asta e, Mărlane, că nu vreau să mai fi șef. S-a înțeles? Uite, dacă rămâi, îți dau postul meu. Așa, ia-mă la mișto, Mărlane, că a fost ultima dată. Ce are ăla, bă?
Nimic, bre. Am vrut să-i dau funcția mea și a refuzat-o. Mărlane, vezi că doar de Sofica ți-am dat voie să-ți bagi joc. Să nu generalizezi că te crăp pe bune. Că pe Costel n-am de gând să-l bag în poliție, s-a înțeles? Să ce? Stimați telespectatori, în această seară vom analiza felul în care trebuie să arate viitorul președinte al României, recte eu, ca să facă cinste țării. În primul rând trebuie să fie prezentabil, să se îngrijească, manicura la zi, cosmetică, coafiură, chiar și epilare prin locurile esențiale, cum ar fi nas și urechi. Și dacă tot am ajuns la acest subiect, dați-mi voie să vă arăt viitorul aparat prezidențial pentru satisfacerea tuturor acestor nevoi. Iată-l! Bărbați, dacă veți folosi așa ceva, soția sau iubita vă va adora. Știam eu că e vibrator, deci m-ai mințit. E pentru asta o să le arătăm la ce se folosește. Că habar n-am ce cu asta. Nu știu. Publicitate! Pupăză, publicitate este! Trăiați, trăiați! Nu se poate, sexul și scandalul nu se întrerup, directivă de la șeful. Băi, dacă vin mai mult de patru, să știi că îi facem în două serii. Pentru că eu nu pot supraveghez mai mult de doi. Pentru că am doi ochi, deci câte unul pentru fiecare candidat. Clar. Stai, bă, liniștit, că nu vine nimeni, că n-am anunțat concursul nicăieri. Ca să n-aibă Sofica concurență. N-ai anunțat nicăieri? Ia uite. Și-a adus ajutoare, mă. Ți-ai adus ajutoare, Sofica? Nu, suntem contracandidați. Dăm și noi examen. La plezneală, că auzi că dacă nu sunt minim doi candidați, nu putem să validăm examenul. Ok, vă rog, luați loc, domnișoara Sofica la colegul, Doruleț, Gogoșică, sigur că da. În față aveți subiectele pregătite, mie nu rămâne decât să vă urez, ia loc, succesări! O carte pentru dumneavoastră, domnișoara Sofica, să o puneți sub funduleț, pentru că scaunul dumneavoastră e mai scund și vă defavorizează. Vă uitați? Pentru că stă jos și ne-am uitat în decolteul ei. Vrei să ne bagi în fumii lui măta, sadicule, a? A căzut o carte, Mateescule, n-ai auzit? Nu! Tu ai auzit, mă, ceva? Ce să aud? Nimic! Gogoașe, eu am impresia că tu nu știi nimic și ești invidios pe ăștia care știu. Ba știu! Dacă știai, tăceai și scriai cum face Doruleț. Eu vezi, mă, ce scriu ăla atât acolo. Foarte bine că ai tăiat, bă, Dorule. Foarte bine că nu era bine nimic. Uite, ia o foaie și ia-o de la capăt. Și mai atent, mai atent, bă, băiatule. Bă, dar eu nu găsesc nimic în tâmpenia asta. Nu puteți și voi să puneți niște semne? Păi nu, că asta e și culmea fraude, frate. Vrea semne, e strigător la cer. Îmi pare rău, dar aici nu e decât tavan. Dacă vrei să strigi la cer, ieși măteluț afară și striga cât vrei. Dar predai și lucrarea. Dar de fapt ești dumneata, domne, afară, că ne-ai perturbat tot examenul. Dar v-am semnalat o fraudă, că fara mea copiază. Bă, tu a acuz pe Duduia Sofia că fură, mă? Da. Ai o dovadă? Da, carte. Cartea, păi ia cartea, o predă-mă sau foaia. Ia-ți să vedem. Uite, mă, că foaia e albă, imaculată. Cum să copieze? Asta înseamnă că tu calomniezi și jignești persoanele cinstite din această țară, mă, Gogoașe. Rușine, rușine să-ți fie. Și ia, clar, ieși afară ca să nu te bag eu undeva, la răcoare. Hai, ieși afară imediat. Da, mai bine ești că... Prost eu că am venit aici să dau examen și să devin un bugetar poliție incompetent ca voi, în loc să fiu șef la FCM.
Dar tu te dormi și fă deșteplate! Extraordinar! Bă, m-am săturat. Oricât aș vrea, nu e de mine teoria asta. Mai, Sofica, nu mai fi mai așa de prăpăstioasă. Păi adică scrie asta și tu nu ești în stare. Plus că dacă pleci, nu mai sunt două persoane și nu mai putem să validăm examenul. Sofia, nu pleca, te rog. Sofica, te rugăm, nu pleca. Nu pleca. Hai, stai jos, scriu eu cu mânuța ta. Și ne dictează colegul Poponeț. Hai. Ok, Mârlane, m-ai convins. Accept funcția de șef în locul tău. Bucură-te că ai scăpat de grijă. Păi, ori una, ori alta, Gugule, că amândouă nu se poate. Ori mă bucur, ori îți dau funcția de șef. Dar eu prefer să mă bucur. Eu prefer să-mi dai funcția. Că dacă ai zis, trebuie să te și ții de promisiune. Că am apucat să-i spun lui mămica. Și lui aia nu-i plac neserioșii, știi? Și... De apucat să-i zici tu, lumata. Ce știi tu să conduci un club? Ăsta-i Dita Mai, trebuie să-l conducă cineva. Dita Mai, nu? Păi lasă că sunt și eu Dita Mai, că dacă te-ai priceput tu, mă pricep și eu. Ia, fii tu șef, bă, fii tu șef peste nimeni, bă. Că nu mai să lucreze nimeni aici, că-mi dau și eu demisia. Na, mă duc să mă scriu în poliție, mă, în locul tău. Mă duc la examen, na. Du-te, grăbește-te ca să prind sfârșitul examenului. Yes! Yes! A început examenul? Da, de două ore, hai, fugi! Și s-a terminat acum o oră. Ce scrie, mă, aici? Polițistul trebuie întâi să someze, apoi trebuie să tragă trei focuri în plan vertical, apoi unul la picioare. Bă, tu vezi ce scrii? Nu are nicio logică. Păi dacă întâi somezi, tragi focuri în plan vertical, morfașa a fugit de oră. Nu! Primul lucru, tragi la picioare. După care când ajungi lângă el, te duci să-l somezi, tragi focuri în plan vertical. Ce mai vrei tu să faci? Păi tu dacă te apuci și somezi de la 100 de metri, ăla nici nu te aude, mă. Corect. Să rog mâna, dau și o bere din primul salariu, colega. Da, ce scrie? Polițistul trebuie să someze, să tragă trei focuri în plan vertical, da, și unul la picioare. Mamă, ce picioare? Scriu mamă, ce picioare? Nu, la picioare, fără mamă. Cu ce? La picioare, foc, la picioare. Iartă-mă, dar n-am știut că o să arăți aparatul în emisiune. Am crezut că e cadou pentru mine și nu te pricep la vibratoare. Ăsta era cadou pentru tine, poftim. Lejerie comestibilă. Da, ți-am luat set ca să te asortez. Pupă, da. Stai, nu mă atinge că mă ustură pielea. De ce? Pentru că m-a obligat sponsorul să fac reclamă în care mă epilez pe piept cu aparatul lui ca să uită că i-am comparat produsul cu o... Ce mi-ai pus tu în geantă acolo? Te ustură, da. Foame nu ți-e? Intervenția antiteroristă în situația iminenței producerii unui atac terorist. Ai scris? Da. Și respectiv, intervenția contrateroristă... Ce faci, mă? Păi da, ce scrisese mie e diferit față de ce citește ăla acolo. Bă, ești prost, dacă scrii cuvânt cu cuvânt, n-ai nicio șansă. Păi, o să par prea deștept. Păi tu crezi că șefii vor subalterni mai deștept decât ei? A? Mulțumesc, mai dau o bere. Și dacă vrei să știi, Mateescu a greșit, i-a dictat greșit de la alt capitol. Bă, tu ai nebunit! Bă, voi chiar vă bate joc de mine? Nu, Sofica, cum poți să te gândești la așa ceva? Cum să ne bate joc de tine? Am zis și eu așa, ca să nu-și dea ăsta seama că lucrarea ta e perfectă. Adică era, dar n-ai dat-o, bă, dracu. Lasă-mă, Sofica, că ți-o scriu eu cu mânuțele mele. Ba eu! Ba nu, eu o scriu! Ba eu o scriu și gata! Ba e ușor, bă, băiesc, că mă deranjează de la scris! Ok, jumătate! Tu jumătate o scriu eu! Bine, eu scriu prima jumătate!
Păi atunci eu ies ca să nu vă distrag atenția. Păi, nu sunt prima dată, te să vezi. Dă-te la o parte că-l zic că scriu eu prim. Poponeți! Terorismul! Prost făcut. Foarte prost făcut. Și mai prost făcut. Nefăcut. Gunoi, gunoi. Toate sunt gunoi. Șeful FCM, spuneți. Vă rog, din de la Chișinău sunt Mr. Scalțone. Ne-am răzgândit. Îl vrem pe Butelie. Și dacă oferta rămâne valabilă, vă dăm 20.000 de euro în plus, banii dumneavoastră. Bonus, pentru că v-am încurcat prima dată. Yes! Normal că... Normal că m-ați încurcat, dar dat fiind faptul că sunteți poporul vecin și prieten, oferta rămâne valabilă. Vă aștept cu contractul. Yes! Abia m-am instalat și am și făcut o șpăguță. Mamă, și ce șpăguță? 20.000 de euro. Toți candidații sunt prietenii voștri. Nu sunt prietenii noștri. Cum? Nu, Chestor, păi ce treabă să avem noi cu Doruleț sau cu Sofica? Cu Sofica am vrea noi, dar e nepoata babei. Chiorete, mă, bagă-mă și pe mine în examen. Hai că te chistez să nevoresc. Hai, mă, ce ești așa, că la cât sunt de prost ați putea să fiu șeful vostru, nu mă? Șeful? Ce? Nu eu l-am chemat, dar cine vre? Minte, șeful, pe ăsta chiar el l-a chemat. El l-a chemat. Minte ei, Petreuși, șeful. Hai, dracu, ce sunt, ei l-a chemat pe ăsta ca să mă bage pe mine în gura lui matale. Asta. Mișcă-te imediat, aci godac obraznică, dacă nu te bagi eu, domn, te vezi. Dispar că te joacă picioare! Du-te, bă, că ai încurcat-o! Nu, ție ți-a zis, ieși! Eu? Da! Știi tu! Da! Tăși! Da! Tăși! Ia dă-ți, mă, lucrările alea încoace, să le văd și eu! Că s-ar putea să le fi scris chiar voi în locul lor! Ca să vă cistească! Dă-le, Chiorete! Înlocuiește lucrarea Sofică cu aia care a scris-o, aia care e în coș. Că dacă vede că e scrisul nostru, suntem morți. Haideți. Uitați, domn Chestor. Ce? Nu numai că nu i-am favorizat, dar am încercat chiar să le distrugem lucrările ca să nu intre în poliție, să nu fim noi acuzați de favoritisme cu cunoștințele. Uitați-vă la lucrarea Soficăi. Păi ar fi arătat așa dacă am fi favorizat-o? Bă, voi sunteți nebuni? Cum ordonați să treci? Dacă în caz ardiament... Păi asta e tobă, mă, de legislație! În caz că nu vede articol... Bă, precis n-a copiat? Aha, se poate, domn Chestor. Păi dacă ar fi copiat, își mai arunca lucrarea la coș, renunța ea la post. Deci e și modestă. Excepțional. Asemenea elemente trebuie acum în poliție. Trebuie să găsim o fată drăguță să o înlocuim pe Afrodita. Păi... E angajată, bă! Ce vezi, bă? Ne bucuram! Eu fericit! Ne bucuram că s-a întregit colectivul secției, șeful. Suntem în sfârșit toți. Acum putem să concurăm și noi de la egal la egal cu celelalte secții. Ce zici, bă? E tâmpiți! Mă bucur că în sfârșit am onoarea de a vă cunoaște personal, Mr. Scalțone. Buongiorno, buongiorno. Certo. Ați pregătit contracte? Bineînțeles. Contractele, da. Nu trebuie să semnați decât aici și aici. Ok. Vă rog. Și am anexat și scrisoarea cu oferta inițială semnată chiar de dumneavoastră. După semnătură se cunoaște afaceristul adevărat. Da, sí, certo. Păi, trebuie să amânăm semnarea contractului până mâine,
Pentru că trebuie să-l duc la juridic la verificat. Asta e mai nouă procedură în România. Fiscul e călare pe noi. Ne omoară. Ne omoară, nu? Ne omoară. Și dacă nu am semnătura lui Scalțone, nu pot să iau banii, mămică. Ne. Bine, mamă, rătule. Dă contractul în coace, că o să mă chinui eu să emit semnătura. Dar facem banii jumii-juma. Că 30.000 de dolari e o sumă mult prea mare pentru tine, bă. Îți am mințile. Iubice, ce-mi dansa ții? De ce? Pentru că ți-am adus cadou un aparat de depilat. Cum am văzut în reclamă la pupăză. Câte vreau măciu mencă ăla, fără păr pe piept. Mie nu-mi place să mă epilez. Tu semnează aceea că te epilați. Te epilez eu, că mie îmi place. De, dușa. Ce m-am vrut o șeasă depilatoarele astea. Dă-mă-na, mă-na. Dă-mă-na. Dă-mă-na cu ce câte crăb. Stai cu minte. Stai să te defrișezi. Ia. Ce? Bă, ăsta nu ia nimic. E tocit. Pupășoile, ți-ar cuibă, dracu. Dă unde ciufulesc eu că faci reclamă la țepe să nu-mi zici mie, frosa. Așa, du-te. Nu mă duc, mai întâi fac ce-am promis. Te depilezi? Cu ce? Că nu merge ăla. Dacă nu merge ăsta, apelăm la metoda clasică. Cu pinset. Ah! Fir cu fir. Unde a fost? Că nu scapi. Ești un lanț, ai uitat în tălăule. Dar la maci! Stai cu minte că te profi, stai cu minte. Contractul e aici, prima pagina consignatore. Perfect. E secundă pagina consignatore. No, no, no. Secundă pagina consignatore, este contract adițional, tot e perfectă! Perfect. E perfect! Mi-a făcut plăcere să fac afaceri cu dumneavoastră, Mr. Scalțone. Cadou, cadou! Unde e Scalțone? Sofie, că te cauți aici? Am venit să-mi strâng lucrurile, că de-aia sunt polițist, să zi unde e Scalțone! Păi nu-i dânsul! Cogoașă? Tu te dai drept Scalțone? Faci mișto de mine? Cauți-mă, femeie, aici, că mi-i puși problema! De ce ai vrut să-mi dai țeapă, impostorule? Discutăm noi după ce termin cu paliția. Mernic! Ce mă fac? Ce mă fac? Zi-i, Morlane! Gogule, ce vrei ca să-mi dai funcția înapoi? Nimic! Nimic! Ți-o dau gratis! Ia-ți-o! Spală-te cu ea pe cap! Ți-am zis eu, bă, că responsabilitățile conducerii nu e pentru ori și cine? Pupăză, a sunat șeful. Reclama la aparatul de epilat și a făcut efectul. Și că au apărut primele comenzi și vrea să o faci și în seara asta. Nu! Nu, că nu mai am păr nicăieri. Ba mai are undeva. Știu eu că am verificat când am sărit pe el. Nu! Acolo nu mi-l smulg, că n-ajung, na! Lasă că te ajut eu. Ia banul! Dar n-am luat niciun ban, mămică. Că a intervenit Mârlanu și mi-a luat afacerea. Ca să ia el toată șpaga. Ce cauți, mă, aceea? Tu nu știi să bați la ușă? Dar tu cine ești? Eu cine ești? Eu jupânul aceea! Scuze, Barosane, dar credeam că e vreun alt impostor ca Gogoașe ăla. Nu mai e ăla aceea, l-am dat afară de lângă masă. Ia zi, ce problemă ai? Am venit să facem afacerea aceea pe care mi-ați propus-o anul trecut. Ce afacere? Cu butelie. Cu butelie, cu... Și dacă semnăm acum, vă dau cadou neoficial
30.000 de euro. Dă mai repede, dă un pix, dă că se plăm pe putere. Deci așa, mă, Mârlane? Ai impresia că dacă scalțiune nu-i pacilea, clubul ăsta e sat fără câine, a? De ce luat marfa ce la lui Fimiu, a? Mătușchi, mă, e alt impostor. Te omor, Mârlane, te omor, ai înțeles? Lasă că te omor eu, că acum nu mai e poliția. Ia vină, băi, coace, băi. Ia stai tu blând, bă, că pe ăsta vreau doar să-l pedepsesc cu o lecuță, nu dă tot. Că s-ar putea să mai am nevoie de el. Ia-și. Ieși, ieși, că nu mă, mare nevoie, mare nevoie. Să-mi la tati, mersi că m-ai scăpat de la moarte. De la moarte tu ai fi scăpat, Mârlane? Da. Dar de mine nu te scapă decât moartea. Ce? Hai, prea și bata alegri. A fost bine, au. Da, l-am văzut că și-a retras degetul, l-am trântit. Dacă își lăsa degetul acolo, îl lași și... Nu, eu am vrut să-l las așa, știi, doar să fac așa și să fac, dar... Eu am tras înainte că mi-am uitat să-l să-l trag și mai tăia pe mine și zic să vede dacă-l... Du-te, bă, că ai încurcat-o! Nu, ție ți-a zis, ieși! Eu? Da! Știi tu? Da! Tăi! Da! Băi! Am fost parcat așa! Așa eu prost că te-aș plec pe aici! Chiorete, citești despre strămoșii tăi? Vrei să-ți afli originile? Exact, Matiescule. Să vede că mă trag din ziai. La ciclopi, ăia cu un singur ochi, la mijloc mă refeream. Că ei erau chioreții vremurilor de mult apuse. De unde știi tu de-astea? Nu știu, mi-a zis și mie fiimea că citește legendele Olimpului acum. De bibliografie de clasa a patra. Mai bine mai târziu decât niciodată. Inculților. Și pentru incultura voastră generală, vă anunț că nu cetesc de dragul cetitului, ci cetesc că m-a pus șeful să mă îndocumentez pentru un caz foarte grav pe care mi l-a plasat mie, bă. Na. Ai, nu zice. Te-a pus să afli cine a omorât-o pe gagica aia mișto cu șerpi în cap, Madame Meduza, hă? Îți zic eu, bă, algele de la mama aia. Nu știi de-astea.
Păi nu știu, mă, și pe asta tot fimea mi-a spus-o. Chiorete m-a trimis șeful să te ajut la cazul la care lucrezi. Despre ce e vorba? Trebuie să găsească Hidra. Ce? Hidrantul ăla care a dispărut de la pompieri, mă. Infantil ca de obicei. E vorba despre un criminal în serie, deci spune Poseidon. Poseidon? Ca ăla cu apa? De ce? Căci că fiindcă și neacă victimele și numai fete tinere, eu cred că ăsta nu e un caz în tomna bun pentru tine. Bineînțeles că nu e, Sofica. Nu cumva să te apropii de el. De ce, mă, vă e frică să nu cumva să mănece și pe mine și să trebuiască să-mi faceți respirație artificială? Apropie-te, nu e niciun pericol. Glumeam. Dar de ce citești aia? Ca să văd cu ce s-a ocupat Poseidon ăsta. Că poate aflu psihologia criminalului. Se ocupa cu... se ocupa cu ce se ocupă apa nova acum. Înțelegi ce vreau să spun, Sofica, că te ești fata citită, nu? Era zeul mării deșteptule. Adică te ia facturi? Bravo, popune, vezi că știi și tu. Și ce ziceți că fac ceaiurile astea? Că poate vă fac vânzare. Domnișoară, sunt numai pentru bărbați. Numai pentru bărbați? De ce? Pentru că sunt un fel de stimulente sexuale. Adică sunt afrodisiace? Vreau și eu. Cât vă dau pe cutiile astea? Domnișoară, nu cred că aveți nevoie de atâta. Dar de unde știi dumneata de cât am nevoie? Poate că am 20 de iubiți. Sugerez cumva că aș fi nașpa și că nu se uită nimeni la mine? Hai zi, ți-a făcut pupăză instructajul? Zi tot! Domnișoară, vreau doar să vă spun că este suficient o singură cutie. Se pune un pliculeț la o cană. În exces, să știți că pot avea efecte halucinogene. A, e și drog. Mersi, doamne! Păi și în emisiune ce mai arătăm? Stai? O cutie. A zis că ajunge una. Atențiune! Trăiți? Aș trăi, mă, dacă v-ați face și voi treaba. Ce ați aflat de Poseidon? Dacă permite să raportez, în mitologia romană el se numea Neptun, era zeul mărilor și era frate... Chiorete, despre ucigașul în serie, mă! Despre ăla n-a aflat nimic, el citește lectură de clasa a patra. Mă, voi ați înnebunit? Adică toată poliția din România umblă după Poseidon și voi citiți cărți pentru copii? El! Noi nu citim! Să vede! Șefu, dacă permite să raportez, am zis să aflu mai multe despre personajul care să crede. Că poate pricep psihologia și anticipez mișcările. Îți bagi joc de mine? 24 din 24, șefu, de când ați fost numit? Atențiune! Hei! Ce ați mai aflat, mă, despre Poseidon? Ce? În mitologia romană îl chema Neptun și era zeul mărilor. Citim legendele Olimpului, șefu, ca să-l ajutăm pe Chiorete să intre în mintea personajului. Adică a criminalului. Îi rupe. Excepțională idee. Bă, băieți, profitați din plin de paranormalele lui Chiorete, că dacă o să-l prindeți pe Poseidon, o să ajungeți celebri în toată țara. O să deveniți vedetele poliției române. Hai, succes, la treabă! Trăiți? Trăiți patria! Chiorete, fugi acasă să studiezi în liniște. Și dacă ai nevoie de ceva, ne anunți. Stăm la dispoziție, mă. Trăiți! Vă zurez, mă! Catar Cerberul! Ce? E o jurătură nouă, bă! Câinele ăla mare din iad cu mai multe capete. Că? Adică e de rău, bă. Așa. Șefu, dacă permiteți, nu crezi că vine trolibuzul la ora asta? Nu mi-l dați pe Matiescu să mă ducă în cărcă până acasă, că-s cam frânt. Ia-l. Și băgați-l și pe Petreușul ăsta antemergător să facă cu girofarul, ia. Ia-l și pe ăsta. Ce, mă? Ți-am zis că e de rău. Bă, Chiorete, tu ai dat în mintea copiilor. Citești lectură de clasa a patra. Vrei să-l concurezi pe Mârlanu? N-are cum, mă, că Mârlanu n-a ajuns într-a patra. Hai, stictiri, tilică n-a ajuns într-a patra, eu n-am ajuns într-a treia. Au, și ce fără de ce?
E oameni bătrâni care își dă bacul la 40 de ani. Mai uitați-vă pe guvern, pe la ăștia. Ce, dacă vreau să învăț, învăț chiar acum. Ce? Ia zi, mă. Ăsta ce face? Ăsta e Cronos. E tata tuturor zeilor. Era titan. Aha. M-am prins, era din tablă, era de ăsta, Transformers, Iron Man 2, se întoarce. Mă, cum fac, mă, să explici lui ăsta, să înțeleagă și el? Păi, explică-i și tu, mai pe înțelesul lui. Bă, Cronos ăsta era un mâncău exact ca tine. Ăsta, dacă n-avea ce hali, își mânca prozii. Wow, ce tare, mă, cățe, îți dai seama, asta mai cheltuia banii pe mâncare. Atunci trebuia să mă nasc eu. Și ăștia, cine e? Ăștia era copiii lui, bă. Păi cum n-ai zis că i-a mâncat? Ba da, bă, te-a scos nevasta din burta lui. Băi, ești nebun. Să zici și mie cum îi cheamă, pe ăștia trebuie să-i țin minte, că e... E primii copii care s-au născut în cernozioamă. Ce? De-aia când le taie pe femei la spital, pe burtă, ca să scoată prozii de ele și pe ouăle coase. Cezariană, mă! Ce e cezariană? Până cezariană îi scotea! Da! Păi bine, mă! Ăsta era Poseidon. Ăsta a fost zeul apelor. Apoi aveam pe Zeus. Zeu, ăsta era zeul șprițului, adică, bă... Taci, dacă ești un pic, taci. Zeus era zeul zeilor, stăpânul lumii, ai înțeles? După aia l-avem pe Hades, ăsta a fost zeul lumii de sub pământ. Adică zeul mortăciunilor, era un fel de gropar de ăsta, spăla morți, hă? Dar așa, mă, vezi că te pricepi? După aia o avem pe Hera, asta era mama la toți zeii și a făcut mulți copii cu Zeus. Cam ăta. Băi, ești nebun? Asta a făcut copii cu frasul, mă? Cam ăta. Mai taci! Pe asta ar trebui să o chemi zeii să bagă bolțiere, mă, frate, a incestului. Exact ca pe măta. Ce vremuri! Atunci ar fi trebuit să mă nasc, mă. Să trăiesc eu vremurile alea, să o rezolv pe măta și să ajung zeu. Păi tu oricum e zeu, Mârlane, e zeu prostiei, mă! Și tu e zeu chitrășenii. Na, există, mă? Beti! Ce? Ești Beti! Ești Beti! Ești Beti! Ce bine arăți! Vorbele nu poate să deschid. Pe cine cauți pe pupădă? Nu, pe Chiorete, e acasă? Bine, stă acolo, numai nu te apropia de... Că distrugi tot apartamentul. Chiorete! Te caută fătiței Beatrice. Du-te, mă, stai de vorbă cu ea, că e o fată deșteaptă, mă, să vede pe fața ei. Dacă ai curaj, te uiți la ea. Te pupă Hades. Ieși! Dar cu ce o căsim pe la noi, măi, Beatrice? Am fost la secție și mi-au zis că ai rămas acasă, ca să studiez pentru un caz greu. Exact. N-am timp de nimic ca nimicuța. Și m-am gândit să-ți fac un ceai calmant, ca să studiez în liniște. În două secunde e gata. Și porni, pleci? Nu, normal. Te ajut la studiu. Că eu sunt moartă după mitologie. Bine zis. Gorgona de naștere. Creatura idoasă și malefică. Ai zis ceva? Nu-ți. Ia zi, despre ce personaj vrei să vorbim? Despre Meduza. Dar de ce tocmai despre Meduza? Că fiindcă exact acolo am ajuns. Asta pietrea pe oricine o privea în ochi. Îți vine să crezi că mie-mi vine? Sper că nu e o aluzie la mine. Nu, mă, Beatrice. Păi Meduza era frumoasă de picai. Special făcută ca să te uiți la trânsa. Adică eu sunt urâtă, nu? A, nu. Tu ești frumoasă ca o pompă centrifugă. Ia vezi, mă, că-mi parcă fierbe ceaiul ăla. Ia vezi. Thank you.
E, cum îți place? Ce ai? Am ce mai vreau. Ce ai de nu te uiți la mine? Păi ce, sunt prostul tău să te văz eu în ochi să-mi pietresc? Chiorete, dacă nu încetesc cu jignirile, să știi că plec! Du-te, du-te, dar grăbește-te că-mi parcă l-aud pe Perseu pe acilea. Vezi că el a de ți-a luat câții! Fiți-ar mitologia, naibii! Mersi, zeilor! A plecat? Dă-mi banii! Hai! Luntrașul lui Hades! Pleacă, luntrașule, că încă n-a sosit momentul să merg eu în lumea de dincolo! Chiurete, tu te simți bine? Exact! Că de ani nu vreau a-ți plăti, bă! Că nu o să mor, da? Bă, te-am datorie, că iese cu scandal! Hai mereu, boală, că te găsește, drage, că luntrașul nu lua banii cu forță, aștepta să-i plătească omul, da? Ce vorbești? Păi până-mi plătești tu, o să pierd o grămadă de dobândă! Da, că te găsește, drage! L-ai chemat și pe Bacul să te ajute, ai? Vrei să-mi urci în cap toată mitologia? Eu sunt Bacus? Eu sunt ăla cu virule? Ce, Mărlane, parcă nu te pricepe la mitologie? Păi nici nu mă pricep, bă, asta știu din secretul lui Bacchus, era la de falsifica vinurile. Azi tăticul lui Gloria Milarena Bumbescu. Păi da, lăsați dracu filmele, voi nu vedeți că paranormalul ăsta a luat o razna și ne vede pe toți zei? Păi mie convine, bă, că e mișto să fii zeu. Eu sunt jurul mișto, zeul șprițului. Păi și ce zeu sunt? Ha! Ți-ai chemat șeful, întrașule! Șeful? Adică eu sunt șeful lui Pupăsa? Ce semn sunt? Piei! Piei de lângă mine, Hades! Du-te înapoi în lumea ta, lumea morților! Hades? Adică eu sunt zeitatea lumii de sub pământ? Păi dacă arăți ca o mortăciure, uite, dita-i burta, ei, zici că ești hoit de două săptămâni. Tu vorbești, bă, care ai burta mai mare ca a mea? Care burta? Și ce, mă, că așa, eu așa trebuie să fiu, că eu personific butoiul, că sunt zeul vinului, Bacchus. Așa trebuie să fiu. Dar eu nu vreau să fiu Hades. De ce m-a pus ăsta așa? Păi n-ai trăit, mă, un an în pivniță sub pământ pe vremea când te ascundeai de Teo? Dar de ce nu m-a pus zeul Zeusului? Pentru că alea a fost chiar mai mulți ani de zile. Și încă mai sunt. Pentru că ăla nu există, bă, nici în carte și nici în izmene la tine. S-o crezi tu că nu există? Dai-mă pe o picioară. Uite, Eros, e fiul lui Afrodita. Păi aia nu era mai spital, cum dracea născut? Zeitatea Afrodita, nu gaburița colega lui ăsta, tantălăule. Ha! Ha! Stai, stai, o pamitică. Uite, bă, aici cartea. Dar de ce n-are mâini, bă? Ia uite, și-o mai cheamă și Venus de Milă. E cercetoare? Așa o cheamă la roman, bă. Dar tot pe Afrodita o reprezintă. Iar chestia aia de acolo pe care o vezi tu este o statuie celebră. Dar i-au rupt barbare brațele trăgând de aia. Ce voi, măcar am avut femei vii. Și-o cheamă Venus din Milă, că acolo au descoperit-o. Hai, lasă-mă, și cum au despuiat-o? Cu Dalta și cu Ciocanul? Au descoperit, adică acolo au găsit-o, bă, zeu al inculturii care ești. Hades! Să dea dracu să mai mă facă careva Hades? Cu ochi-mi Părea! Pe cine? Părea, bă, mama tuturor zeilor, adică mămica. Și de nu vă arunca aia în infernul lui Hades, să nu spuneți mie Cupidon. Cu Odiseu, în timpul războiului, Elena a fost blestemată. În timpul războiului. Ciao! Ciao, Teo! Ai venit în vizită la noua noastră colegă? No, eu am chemat ca să vă ajute la profilul psihologic al lui Poseidon. Stați! Vă mulțumesc, domnule. Da, văd că ați început să studiați problema serios. Da, 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 am luat-o de la origini. Că dacă înțeleg bine personajul, poate pătrund psihologia și înțeleg și modul de operare.
modus operandis. Bine gândit, da. Și noi depunem toate eforturile să-l ajutăm să intre în ce a zis, adică să fie Poseidon. Pe bune? Adică vă prefaceți și voi că sunteți personaje mitologice? Încă nu, dar dacă e nevoie, facem și asta. Orice pentru rezolvarea cazului. E nevoie ca să mențiu starea. Atunci eu sunt Adonis, simbolul frumuseții la băieți. Glumea, mă, nici măcar nu cred că e personaj mitologic. Mătrescule, dacă nu te pricepi, taci. Chiorete, zi tu cine e fiecare, că tu ai studiat problema, mă. Da, păi ăștia doi ar trebui să fie gemenii Castor și Pollux. Că și erau Petreuși exact ca ăștia doi. Eu nu sunt Castor, eu stai Castor, că eu am dinții, uite ce dinții am. Ba tu ești Castor, că eu am dinții și mai perfect ca ai tăi, mai bine ești Castor, că Pollux are semnificații nocturne rușinoase. Ok, sunt Castor, gata. Bine că recunosc și tu odată. Da. Și Sofica cine? Afrodita, cine? Afrodita, da. Mersi, băieți. Eu cred că ăștia doi ar trebui să fie amândoi Castor. Că în afară de a-și arăta fildeșul, nu e stare de nimic altceva. Cum drajda mea să fie Sofica Afrodita, mă? Păi Afrodita, cine mai e? Corect, Sofica, îmi pare rău, dar trebuie să schimbăm numele. Cu ce, șeful? Că nu mai există nicio zeiță care să întruchipeze frumusețea. Putem să-i găsim un alt nume care să-i scoată în evidență calitățile nebănuite, alea ascunse. De exemplu, putem mai zice Atena, zeița înțelepciunii. Vreau, că Sofia e nume de capitală europeană, Atena la fel, deci are logică schimbarea. Rămânem în UE! Să ne prefacem personaje mitologice? Da, mă, că trebuie să-l ajutați pe Chiorete să-și mențină starea. Dar tu te prefaci doar pentru mine. Ce mișto! Înseamnă că eu trebuie să-l personific pe Bacchus și o să stau beat toată ziua. Dă bani cu păză. Nu! Nu stau nimic. Avea dreptate, Chiorete, că ești luntrașul chitros. Da, eu nu sunt luntrașul chitros! Hai, mă, dă-i! Că dacă se matolesc, putem să facem niște chestii mișto aici. Mai schimbăm și noi decorul. Ia, mă! Dar de ce numai noi să ne prostim cu nume de-astea și șeful nu? Chiorete, ia găsește și lui un personaj, mă. Gura, Castore, că fiți la asta mă gândesc! Eu sunt Pollux, da? Dar trebuie să existe un personaj care să aibă cal în cartea ta. Corect. Ca Mozart poate să fie Pegas, calul înaripat, care e fiul lui Poseidon. Ha! Fiul lui Poseidon? Solomon e criminalul? Ce, mă? Păi nu zice el că Mozart e copilul lui? Dacă Mozart e Pegas și Solomon e Tasu, Solomon e Poseidon, adică criminalul. Susține-mă, naibii, că dacă îl convinge pe ăsta să se ducă la șef cu prostia asta, scăpăm de el. Corect? Și are și logică, pentru că Solomon este un frustrat complexat și ăștia sunt potențialii criminali în serie. Și știu când a făcut prima crimă. Atunci când l-a suspendat domnul Chestor, a căzut într-o depresie și... Pa! N-are cum, bă, că... Poseidon l-a făcut pe Pegas cu Meduza. Și Solomon n-are nicio treabă cu... Faceți-ai cruce, Beti. Dar poate să aibă. Și e în interesul tău să aibă. Că dacă Solomon e criminalul, poate ți-o hăcuie pe Beti și scap de blestem. Ia cheamă aici să-și joace rolul. Auzi, mă, Bacchus ăsta avea paharnic. Că mă gândesc să-ți dau numele unui ca să nu-ți mai fii luntraș. Sau măcar un ajutor, ceva, care se toane. Că Bacchus ăla din film avea ajutor pe Papaiane. Bine, asta până la sălta miliția, că dosise întâșghea niște auri și... Hai, Meduza!
Deci v-ați înțeles să faceți mișto de mine. Ok, păi atunci ia de aici. Opa, te pomenești că te-am împietrit. Zi mersi că nu te și sparg, mârlane. Ai spart. Sărbrușițele, mama zeilor, regina lor. Mulelele, mi se pare mie sau tu te dai la mine, a? Nu-mi permiți, stăpână. Oh, dar permiteți, tântălăule, permiteți copii, băiană două, nu fi foc. Vreți ce vrei să ne pedepsească, potorește? Lasă-l boale, că nu e acela, nu vrei să vede. Dar ne vede, că nu ne vede din cerul, că cerul e transparent și ne pedepsește. Mulele, tu ești idiot? Macaronul nu e mort. Adică voiam să spun că nu cred că e mort. Dar nu la scalțoare mă refer. La Cronos, tatăl zeilor, soțul matale. Mărlane, tu te știți bine? Ha? Da. Ai băut? Eu? Ah. Ai băut? Oh. Am băut, bă, am băut. Vin, am băut, că de-aia... Bun, că sunt zeul lui și trebuie să-l dezgust în continuu. Ai băut, ai băut fără mine, mă, măcarule! Iertare, zeiță rea! Ce, mă? Rea? Adică după ce că tu bei ca măcarul, pascuns, fără mine, totuși în rea? Nu, bre, rea, uite acolo, cu doi de ei, așa, uite, scrie acolo, uite acolo, că scrie acolo, sus. Cu litere mari de șcheapă. Ce-i tâmpenea asta, mă? Ordin de la secție. Toți trebuie să jucă rolul de zi ca să-l ajutăm pe Chiulete să intre în pielea personajul ăsta, al lui Poseidon, da? Ca să prindă un criminal deosebit de criminal. Ai pe dracu! Asta înseamnă că și eu trebuie să fiu o zeiță? Dar de fapt, oricum, sunt. Cucul. Dar nu-mi place numele ăsta. Auzi, rea, vreau altul. Zi, bă, nu există și vreo altă muiere care este mamă de zei din ăștia? Că doar nu s-or trage toți dintr-una singură. Ce e, puraică? Ia-te mai jos, Hera, îți convine că și aia tot mama zeilor. Ba mai e și gagica lui Zeus, dacă mă înțelegi unde mă. Ah, Zeus, vreau. Alo, prrrr, unde te duci? Mă duc să-i trântez niște plori lui Zeus. Asta ca să respectăm adevărul mitologic. O dată de două ore și-o, mă rog, non-stop, până obosi el. Auzi, n-am zis că ne vedem la tine? Ca să mai schimbăm așa decorul. Da, da, nu se poate că a venit Medusa, asta, Betty, la Chiulete, ca să facă niște scene mitologice. Nu zici care imaginație n-aș peta. Da. Și noi? Și noi suntem mai fraieri? Afrodita! Unde ești, Afrodita? Afrodita! Ce, s-a întors Afrodita? Ce faci, popoză? Repetam un... Sunt aici, Adonis! Ce cauți, fata, aici? Am auzit că o strigați pe Afrodita și am crezut că s-a întors de la spital. Nu, mă! Repetam eu cu Pupăză o piesă de teatru. Că vrea să facă o ecranizare după Legendele Olimpului la TV. Da. Legendele Olimpului. Alea, da. Ah, corect. Cum e? Te simți bine? E, acum îmbracă-te cu asta, hai! Ia și asta, și asta. Ce se fac cu asta? Să te faci Zeus. Zeus, e? Păi da, ce, nu știi cine e? E zeul la gagicar care îi toarnă lui nevastă sau o tirlă de ploji. Adică mie. Și tu vrei să faci copii la vârsta ta? Și e și criză. Și ce? Am zis-o cumva că îi creștem? Îi nas doar ca să-i mâncăm. Dar eu nu vreau. Atunci o să te iei din nou lanțuri, ca pe Prometeu. Dar n-am să-și mănânc ficații ca vulturile din legendă. Ce-o să-și mănânc altceva?
altceva. Zic ce-mi place mie cel mai mult la tine. Auzi, iubito? Dar nu e cam mititel labirintul ăsta? Păi dacă n-ai vrut să ne mutăm și noi în vilă ca zeii, și nu mai îmi zice, iubito, da? Că Tezeu era inamicul tău și nu vă iubeați. Și te-aș și mierli până la urmă. Treci la Tezeița ta, minotoraș focos, să te termine ca legendă. Pune coarnele, pune coarnele! Ding, 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 ding. M-am văzut. Uimitar, văd mărlane. Dar tu-i mărlane, eu sunt zeu Bahos. Mărlane, cât ai fi de beat dacă nu încetezi cu jignirile, o chem pe mămica și chiar tu ei. Scuze, Gogule, sunt beat. Sunt beat, dar n-am avut încotro că sunt zeu vinului. Și a trebuit să beau și a băut, nu mă sec. Că nu l-am găsit pe zeu apelor ca să facem un... ca să facem un șpriț. Așa că eu în afară să beau cel mai trist fac, mă, ca zeu, așa. Uite, spre exemplu, ai putea să-ți legi de gât un pietroi și să te duci să-l cauți pe Poseidon, zeul apei, pe fundul lacului Herestrovă, ca să faci șprițul ăla, că te așteaptă. Adică să mă arunc în fierăstrău, să... Păi nu mori înnecat, mă! Nu, mă, nu mori înnecat, că ești zeu. Iar zeii sunt nemuritori, idiotule. Corect. Dar de unde iau eu un pietroi, bă, care să tragă la fund tot sacul ăsta de băligar? Dracu, de greu e să fii zeu. Greu să fii... E greu să... Să fii Bahos. De ce mai suna, Godacule? Auzi, bă, am și o nevoie de informație de la tine. Că tu ești specialist în mitocănie, de... Mitologie de-aia grecească. Ia zi, bă, e adevărat că zii e nemuritori? Da. Înseamnă că Gogu nu m-a mințit ca să scape de mine. Mărlane, eu cred că de tine nu scăpăm nici dacă se termină serialul, bă. Atunci poți să sar liniștit, bă, că nu se întâmplă nimic. Poți să sar după pot. După care pot, mă? Mă, Mărlane, tu ai nebunit? Unii ești? Ce faci? Sunt în parc în fierăstrău, mă. Mă duc pe fundul lacului să fac un șpriț cu Poseidon. Mărlane, stai pe loc, nu face vreo tâmpenie. Rămâi acoalea unde ești, că viu și eu la șpriț, bă. Da, vii. Prea târziu. Idiotul ăsta vrea să-l am pe conștiință. Să le mulesc că a stăs toată apa de lac. Ha-ha! Bă, Poseidon, bă! Sunt dragul, am căzut peste tine, te-am ciuruit tot. Dar eu nici nu vreau să spun. O să ai complexe toată viața dacă vezi. Ai un vizor, bă! Afărtita! Tu ești afărtita de Venus!
Milaga, după litoral! Cum nu fai? Păi nu... Nu te-a făcut o poză, ești leită! Ești leită, exact cum ești tu, fără mâini, dar nu știam că ai rămas mută. Ce ai căstudit? Ah! Ești bine, mă? Ce avem aici? Am dragune! L-ai nihilat-o, Poseidon? Lasă-mă, Poseidon, ca Poseidon, dar ghici cine s-a întrupat în spumele lacului exact acel gămir. Afordita, mă! Afordita, Miloaga din Venus! Auzi, mai combinată cu Ares, că m-ar interesa să mă bag și eu pe ea, mă. Dar nu acum, când mă trezesc. Și nu numai că l-a prins pe temutul Poseidon, dar și-a salvat și prietenul de la Nec. Un adevărat erou! Servesc, mă! Povestiți-ne cum a fost posibil. Da, simplu. Am studiat cazul mitologic Poseidon și cu ajutorul capacităților mele paranormale am intrat în pielea acestuia pentru a înțelege psihologia criminalului. Așa este. Da, Iurea, nu s-a folosit de niciun paranormal. I-am făcut eu un ceai halucinogen care l-a făcut să se creadă zeu. Uite de ăsta. Păi ăsta e ceaiul pe care l-am prezentat noi zilele trecute. Exact. A, domnul Lubeniță, să mai treceți pe la caserie că v-am făcut din nou reclamă. Atunci felicitări și dumneavoastră, domnișoară. Vă rog eu să-i dați mai des, poate rezolvă și alte cazuri. Nu-i mai dau. Nu-i mai dau că nu-mi place ce personaj îmi atribuie. M-am săturat să fiu Meduza. Dacă îl convingeți dumneavoastră cumva să mă facă Afrodita sau... Păi da, dar Afrodita există deja și în spital, da? Păi atunci, vă varianta aia romană, cum îi zice, bă, Venus? Aia da. Păi, poți să fiu Venus din Milo? Normal, dacă stai mâinile. Vedeți cum am împietrit? Acum înțelegeți de ce i-am zis Meduza? Hai că știu cu o tigra, cunoaște. Hai. Hey, ei, cum îi iese, mă? Pe care aș trebui să facă? Nu nici nu am înțeles, bă! Ai văzut, asta e reacția. Firească, ai văzut fără mâini. Hai, vino să te termine ca în legendă! Mi-a căzut decorul!
mai mă dă și mie. Că acum sigur ai că ai rămas în locul scalzone, Tita mai Barosanu. Hai că tu ești singura mea speranță. Că din vila aia, tu ești singur om. Restul, numai chitre, mă. Băi, eu te ajut. Dar fac și mie un serviciu. Orice. Păi și mie lipea la curat în gagicele alea, de le frichinești toată noaptea pe pivniță. Păi eu nu frichinez nicio gagică în pivniță. Păi nu minții că te liși pe modă cașcaval. Ce crezi că eu n-au ce se întâmplă noapte de noapte acolo? Vrei să viu să te surprind cu minciuna în vine? Nu, nu. Când să-ți o aduc? Când? Azi, dar să știe piesă, că eu sunt mare iubitor de teatru. Așa. Apeși bine pe mâna presupusului infractor, după care îl iei foarte frumos și îl pui pe foiță ca să iasă în clar amprentele. Iese! Așa, așa, încă o dată, hai, tot așa. Nu! Ce-i chiorete? Ups! N-are nimic, iese la spălat, dar măcar acum ai învățat ceva nou. Tehnica de amprentare. Nu! Că mâna cu care umbli în tușieră nu se apropie de corp. Îmi pare rău, dar trebuie să ți-l iau pe chiorete, că am puțină treabă cu el. Continuați lecția altă dată. Da. Hai, mă. Pa. Mersi. Sărmănușițele! Și eu. Ce face colega noastră favorită? Și a mea? Am zis a noastră! Și a noastră? Tocmai mi-a arătat Chiorete tehnica de amprentare. Da, băi, băi, ești bun! Ai văzut ce am văzut și eu? Normal că am văzut, bă, că doar nu sunt Chiorete. Ți-am mai zis, cu toate că acum aș fi vrut să fiu, să o amprentez și eu puțin, mă. E mernicu! Eu fi zis că așa e procedura, că trebuie să se lase pipăită. Păi atunci să-i arătăm, mă, și noi tehnicile noastre de amprentare, că suntem și noi experimentați. Mă rog, mai mult eu, că eu sunt căsătorit. Corect! Atunci, eu iară primul. Păi de ce tu? Păi că tu ești căsătorit și tu amprentezi în fiecare zi acasă. Eu nu! Așa că eu primul. Că eu sunt în nevoie, mă. Macaronane, știi ce? În seara asta o să găsești mătăluță tema pentru hârjunală. Că m-am săturat să-mi pun numai o minte la contribuție. Mai întrebuințează-te și tu, că ai creierul tânăr. Că dacă nu, o să facem tot fantezia cu mortul. Că și așa trebuie să te obișnuiești cu necrofilia, că am și o vârstă, mi se apropie sorocul. Și dacă nu o să mă iubești pe lumea cealaltă, să știi că o să vin la tine și o să te bântui. Dar știu că tu ești un latino lover adevărat. Și o să mă iubești și moarte, nu-i așa? Normal, tanti. Hai, mor acum și te arat cât te iubesc. Ai vrut, macaroneare, să crăm acum, ca să poți să dai imediat fuga la Sofica. Iată că nu se poate. Ghinion. Să te ajut să slăbești? Exact. Că acum, dacă am rămas șef suprem la grup, trebuie să fiu și eu prezentabil, să am o ștocatură mișto, așa, să fiu cuceritor, cum ești aia la șmecheri. Că ușor, ușor vine și bănuții. Și cum o spunea, dacă vine bănuții, o să vină și o grămadă gagici. Marlane, eu sunt psiholog, nu nutriționist. De fapt, tu nici de nutriționist ai nevoie. Ai nevoie de un măcelar care să-ți scoată carcasa asta de porc de pe tine și să-ți pună una de om. De psiholog am nevoie de șteaptă, că la mine problema e aceea, nu aceea. Cum știu? Că te-am aici, în fișă. Da, nu de boara e vorba, ironico. Vreau să-mi dai o soluție care să mă facă să mă abțin de la mâncare, să scap de boala asta. O soluție, zice? A, știu, acid sulfuric. Că o să-ți ardă botul și nu o să mai poți să pui nimic în gură. Poate ți-ar de și șunca aia atunci când ajunge în burtă. Fă mișto cât vrei, că nu plec daci. Să mor eu de lume, lua viză frontan daci pe canapea. Vezi tu. Ok, fii atent. Ia-ți niște haine cu două numere mai mici și poartă-le tot timpul numai pe astea. O să te enerveze și o să-ți aduci aminte tot timpul că ești grăsan și poate nu o să mai bagi în tine, așa ca porcul. Genial!
Ba, o să și slăbesc până ori să mă încapă hainele. Dar nu zbor să dau banii degeaba pe ele. Mară. Da, auzi, poți să-mi dai și o picătură de-aia de acid sulfuric. Și ți-a plăcut tehnica de amprentare? Normal, cu orice experiență nouă îmi place. Putem să-ți exemplificăm și noi, că fiecare are tehnicile lui aparte. Vrei? Da, vreau. Băi, nu, eu primul, că tu amprentezi acasă, am vorbit asta. Da, mă, dar eu am convins-o să ne lase. Și ce dacă? Da, băi, deschid-o, băi, deschid-o. Băi, mai... ce-ntați, naibii, că sunteți penibili? Arătați-mi amândoi, că de la doi învăț mai repede. Ce faceți, măgarilor? Ai terminat cu amprentarea și ai trecut la autoapărare. Super! De ce nu mi-ai spus mie că te învățam eu tehnicile? Că sunt expert. Fii atentă. Trebuie să lovești rapid și în locurile esențiale. Da! Nu tehnici de apărare învățam noi. Vreți să-i spun eu ce-mi făceați? Nu, învățam atacul. Păi atunci se schimbă datele problemei. Că atacul trebuie să fie puternic și continuu, ca să n-aibă timp să riposteze. Nu! Oh, Toruleț, bine că ai venit! Adum repede o veioja și un prelungitor. M-a pus baba să citesc Kama Sutra și nu prea am lumină. Ne, că prelungitorul ăla e armă albă. Și dacă tu electrocutezi pe baba, și ea o să mă electrocuteze pe mine. Auzi, dar știi cum rezolv? Îți pun un bec de la de 200 de vași și o să-ți lumineze aici ca pe stradă. Bine, mă eliberez eu de cătușea asta. Mă eliberez, se trup ca pânzăna plină de rumeguș. Lasă că te prind eu. E un pic cam, n-arăt penibil așa? Cum să arăți penibil, mamă, Rane? E chiar cool. Eu cred că așa ar fi trebuit să te îmbraci tu de naștere. Cainele astea care-ți vin mulate pe trupșor îți scoate în evidență musculatura, bă. Nu faceți mișto de mine, nu. Nu. Ia zi tu, Gogule, că tu niciun caz n-ai interesit să faci mișto de mine. Cum așa de? Sunt penibil sau nu? Nu, mă. Ești perfect. Păi, atunci rămân așa, că vine gagica, mă. Ce are ăla? S-a dus să plângă. Da. Îl lua de pisma, că arăți mai musculos ca el. Ia auzi, și tu unde te duci? Mă duc să râd de el, să vezi ce-i fac. Și eu la fel. Așa, bă, rege, să vază și el cum e să fii de râsul tuturor. Hai să luăm mârlane. Ăsta e barosanul plin de bani de care mi-ai zis? Și de bazat ce poartă hainele care i-au rămas mici? Să-ți fie rușine, mincinosule! Ce-ai făcut, mă, idiotule? Am început curată slăbire. Păi și de-aia te-ai îmbrăcat așa ca un papagal retardat? Un papagal? Așa mi-a zis eu, că dacă mă simt gras, poate nu mai mănânc. Auzi, dar nu mai bine nu mai mănânci tu de câte ori te simți prost? Că cu rețeta asta sigur ajungi la vreo 20 de chile. Pardon, de la regim. Halal, prieten, în loc să mă încurajez, mă... Bă, există un milion de soluții ca să slăbești fără să fii penibil în halul ăsta. Uite, există un ceai din care dacă bei, slăbești 30 de chile într-o lună. De unde știi? A luat o cunoștință de-a mea. Pune-mă și mie într-o relație cu ăsta, într-o relație cu el. N-am cum acum, că e la pârnaie pentru 7 ani. Aole, dar de ce ce rea, ceaiul de alea etnobotanice, de la interzise? Nu, mă, e la pârnaie pentru viol. Ah, păi și eu cum aflu care-i ceaiul? Păi îți zic eu, bă, că eu i-am făcut rost și lui ăla. Ce hlizești fasolea aia la mine? Iar a dat ajutoare Vandame. Păi normal, își permite că are bugetul pe mână.
populist nemernic. Uh-huh. Intrați în 3, 2, 1. Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Subiectul din această seară este... O bombă! Ei bine, dragi prieteni, pupă Zăge Grigoraș aici de față, împreună cu echipa lui de consilieri prezidențiali, că are, a descoperit metoda prin care fiecare român își va dubla salariul. Pupă, s-ai nebunită? Care e aia? O voi spune personal, numai alegătorilor care mă votează. Tu ești votanta lui Van Damme, du-te să ți-o spună el. Sau mă rog, să-ți dea un blid de fasole la cantina săracilor. Că atâta poate. Acuze din nou. De unde știi tu cu cine votez eu? De unde știi tu ce pot oferi contra candidații tăi electoratului? Dar mai oprește de naibii că transpir și iar o să ne miroase casa două săptămâni abator. Nu pot. Că dă o energie ceaiul ăsta numai. Și nu numai energie, că... Cred că am început să simt și furnicatorii în pantaloni. Păi atunci du-te și alargă în parc, că poate-ți găsești și companie pentru furnicători. Bă, tu știi că nu ești proști definitiv. Și dacă le mai hărțuiești odată, să știi că direct în arest te bag. Ne-am înțeles? Da, nu după ele alergam. Eu n-am avut nicio treabă cu tipele alea. Hai, du-te! Și atunci de ce erai, bă, cu umbrela desfăcută în dragi? Așa era de când am plecat acasă. Te pomenești că o fi de la cerurile astea de slăbit. Că știi ce se întâmplă? Slăbesc și devin macho. Și-o fi dat și ea seama că devin macho și e mândră. Umblă cu fruntea sus. Poate-ți rămâne mândră așa tot timpul. Ești liber de seara? La ce fantezie te-ai gândit? La niciuna! Te uite în ce condiții mă ții aici! Îngropat de viu sub pământ! Chiar mă simt ca un mort! Și m-am murit și imaginație! Dar s-ar putea să-i scurt timp pe moare și altceva! Macaroni, citezi odată cu circul ăsta că știi foarte bine că nu poți să-ți dau drumul, că imediat arestează poliția! Cine a zis să-mi dai drumul? Dar măcar aduce aici niște plante și pot să-mi ocup de ele. Eu dacă văd viața în jurul meu, renașc și mă gândesc la niște fantazii erotice. De exemplu, grădinarul și doamna. Grădinarul mi-a zis doamna, nu e brav, îl fac. Grădinarul, bună idee, că așa abia aștept să culeg niște morcovi, niște castrafeciori. Vreau când, hai. Repede, dar... Trebuie să-mi dezlegi, că altfel cum pot să-mi ocup de plante? Nu trebuie să le fac să se înmulțească. Să se înmulțească? Ce cuvinte adânci folosești, mai învârtoșa toată. Hai odată, hai mai repede cu imaginația. Atunci du-te să iei niște plante. Maharane, tu ai nebunit la binele. Mă vezi pe mine, femeie, toată vârsta cărângii vece? Păi ce vrei să înțepenezi de spate? N-ai zis, mă, frumoșelule, că ești fantezia cu grădinarul și doamna, nu capra cu treiezi! Dacă vrei musa-i ghivece, ți-l trimit pe pastilat, să-ți aducă câte vrei. Ha? Ce zici? Oh, ce idee bună ai avut! M-ai învârtoșat toată! Abia aștept să văd ce furtun lung și gros ai în grădinarule! Du-te! Pastilatule! 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 Corect, furtunul și o sapă, să te îngrop. Ce dragi de ce ar mai da pastilatului, că am umbrela deschisă non-stop. Ce vrei, mă, Mârlane, orice cură are și dezavantaje. Dar asta e, babele și porcii suferă când e vorba de frumusețe. Lasă-o, dracu, de frumusețe, că era să intru la bulon pentru tentativă de viol. Trebuia să mă avertizez că pentru reacțiile adverse să nu mă lași pârnaia. Păi, dar nu ți-a zis, bă, că tipul ăla care a făcut cura e la pârnaie pentru viol? Da, dar mi-ai zis că a fost în cauza ceaiului. Ai fost ambigu. Pentru asta trebuie să mai aduci o gagică. Numai ca să te revanșezi, că albiteri nu vezi împrumutul. Da. Bună! Să trăiți, domnul prim-ministru! Să vă rog, da. Luați un loc!
să vă servesc cu ceva. Te rog. În onoarea dumneavoastră, să știți că am să desfac această sticlă nou-nouță, neîncepută. Da. Mulțumesc. Da. Ați văzut cum da, face da, da, da. Exact băutura Bun. Care, cu siguranță, vă place dumneavoastră. Noroc. Cel mai mult. E bună, e bună. Ce e bună. Gusturi da, rafinate da, aveți. Da, 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 da. M-am luat cu protocolul da. Și am uitat să vă întreb, cărui fapt îi datorez onoarea sosirii dumneavoastră aici? Am venit să-ți fac o propunere. Dacă vreți să-mi facem o înțelegere electorală, să știți că o putem face, dar după alegeri. Asta ca să văd și eu ce partide intră în Parlament și să văd cam care partid mă convinge să-i accept premierul. Măi, pupă să mă păstofă de mare politician. Este? Da. Vreau să-ți dau o grămadă de bani. Inteligent? Foarte inteligent. Vreți să vă rezervați de pe acum postul de premier? Nu, pupăză. Nu de postul meu este vorba, ci de postul tău. Vreau să te numesc ministru de finanțe. Ministru de... Dar cum? Exact. Îți dau toți banii țării pe mână. Că dacă îi dublezi, ieșim din criză. Îi dublez? Păi n-ai afirmat în emisiune că ai descoperit o metodă prin care poți dubla toți banii românilor? Am afirmat că... da, bineînțeles că am zis Perfect. Că pe, chiar am găsit metoda. Păi și atunci? Păi nu e păcat să ții metoda asta numai pentru tine, să ții secret, în loc să o spui tuturor și să scoatem țara asta din criză? O să scot eu țara din criză, dar o să scot când ajung președinte. Vezi că până ajungi tu președinte, s-ar putea să nu mai existe țara. Uite ce e în Grecia. Vrei să nu mai e ce conduce? Criza e profesionistă, vine din vest. Da? Ce zici? Te bagi? Păi... dacă o să devin ministru... O să fii il salvatore de la patria. Adică mai pe românește, salvatorul patriei. Vei fi președinte ales cu 100%. Păi și atunci, dumneavoastră, de ce v-ați mai depus candidatura dacă vreți să mă scoateți pe mine președinte? Păi dacă tu reușești să scoți țara din criză, eu mă retrag din cursa prezidențială. Păi da. Păi dacă tu reușești să dublezi banii, vor fi bani de salarii, bani de pensii, va fi liniște în țară, eu rămân prim-ministru. Ce zici? Te bagi? Sigur că trebuie să mă consult cu echipa mea de consilieri prezidențiali, că v-am zis că am o echipă de consilieri. Pupăză, foarte... grăbește-te! Da. Criza nu așteaptă. Nu așteaptă. Vezi că e în galop. Se apropie de noi cu pași repezi. Să trăiți? Noroc! Sigur că da. Să mă gândesc. O să fac totul ca să... Bă, dă-mi o idee cum să dublez salariile. Dă-mi o idee, mă, că pentru... Îmi dau în gură, că pentru tine mă zbat! Sarum mânușiță. Uite, el e barosanul de care ți-am vorbit, Mârlanul Ferdinand. Întâiul, în carne, mușchi și os. Încântată. Ce mașină ai? Ce mașină? Are o mașină super tare, dar așa e modest, nu-i place să-l laude. Are tot ce-i trebuie, aer condiționat, proiectoare. Airbag-uri. Da, e o adevărată bijuterie și e și economică, consumă 5%. Super, pot să o văd? Poți să o vadă? Momentan nu, că am trimis-o la tuning, dar acum aduc băieții înapoi, te scoate la o plimbare. Te scoate, exact. Dar acum nu că e plecată la tuning, sub urmă trebuie să meargă la epilat, și când ne întoarce, că n-avem timp acum, că avem o ședință cu autobuzul clubului, să stăm de vorbă cu bujile și ne mai hai, mă, să...
Dar unde se iau mașină, deșteptule? Păi știu eu pe cineva care vinde și e un chilipir, numai 5.000 de euro. Ha! Bine, mă, pentru o personalitate ca tine, poate ți-o lasă la 4.000? 4.000? Limuzină la banii ăștia? Păi e chilipir, nenică. Auzi, da, tu ai banii? Am, dar n-am. Am, dar nu i-am pe toți. Am numai jumate, da. Până de seară i-am pe toți. Când mă duc la pupă, să, că am auzit că azi la televizor, că știe el cum se dublează banii. Dacă există cineva care poate să-mi dea o soluție de dublare a banilor alta față de cea pe care o am eu, primește de la mine în direct și sunt convins că și în reluare 5.000 de euro! Pentru că viitorul președinte și, de ce nu, ministrul de finanțe al României sprijină inițiativele cetățenești. Așadar, dragi economiști, profesori universitari, doctoranți, nu ezitați! Pupăză vă scoate din foame! Băi, ești nebun, nu zici că fac rost de bani de mașină mai ușor decât credeam! Cu minte că te găsește dracii, iar faci probleme, vezi că te dau pe mâna lui Frosa. A, deci ne înțelegem. Măi, intri înăuntru, doruleț! Ce vorbești, ca să-mi dai tu cu ghivecele în cap, așa cum ai promis? Mă, nu vezi că sunt încă legat, idiotule? Crezi că n-am auzit când i-ai zis să te dezlege ca să ai grijă de flori? Încă nu m-a dezlegat. Oricum n-ar stricat o frumușesă așa de ghiveci pentru capul tău plin de rumeguși. Apropo, m-ai adus furtunul și sapă cum am cerut? Da, dar sunt aici la ușă. Ți le dă tanti când vine, că sunt arme albe. Și n-am chef să-i crăp capul sau să o sugrum și să fiu eu acuzat pentru treaba asta. Vezi cum îți rupi eu crapul când te prind, nenorocitule! Știam eu că e doar o păcăleală. Bine că n-am intrat. Tocmai acum și-a găsit idiotul ăsta și se deștepte. Tu ai soluția de dublare a banilor. Exact. Că doar mă crezi idiot... Ba da? Că doar mă crezi idiot să fi venit pe jos până aceea degeaba. Urmărește-mă cu atenție. Vino, mă. Pac! Vezi moneda asta mucioasă? Lucioasă, ce valoare are? Cred că cam aceeași virgulă ca și tine. Bă, eu vorbesc serios. Zic, ce valoare are? Nu știu, bă, că eu nu mă încurc cu mărunțiși, dar cred că cam 50 de bani. Corect. Ăia trebuie să mi-i pun eu ca să nu mă usture ochii, că presimt că o să fie o idioțenie. Când o să vezi soluția, o să mă pup și în și mâinile. Fii atent, aceea. Uite. Ce-ai făcut, idiotule? I-am dat două găuri. Și în acest mod, moneda de 50 de bani a devenit nasture. Pe care poți să-l vinzi cu dublu, adică cu un leu. Ai văzut cum se dublează valoarea? Da, ieși afară. Pupă să n-ai înțeles demonstrația, dar teoria funcționează, bă! Mi-ai mai găuri și birou, idiotule, ieși afară! Dă-l-mi mata de birou, bă, că de asta la câți bani o să faci, o să ții 10 biroaie! Mărlane, dacă nu ieși afară, te pun să-mi plătești birou! Ieși afară imediat! Tâmpeniile tale! Ce e asta, bă, că ai zis că e limuzină? Limuzină? Cine a pronunțat cuvântul limuzină? Poate tu? Păi ai zis că e bijuterie de mașină. Păi e, bă, bijuterie. Uite-te și tu ce drăguță e și are tot ce ți-am promis pe ea. Poți să verifici. Băi, faca bontului. Bă, tu mie să-mi dai avansul înapoi că te găsește, dragi, dacă... Salut, băieți! Ce faceți? Ce să facem? M-a felicitat că i-am adus mașina mai repede decât i-am promis. Saluna. Asta e mașina ta? Asta e... O bijuterie! Este super tare! Îți place? Normal. Și am prins și mesajul tău. Ce masă? Ce mesaj? Tipii care au mașini mici au altceva mare. Nu-mi spune. Ce?
Auzi, n-ai vrea să facem o plimbare prin pădure? Că e prea cald aici, nu mai pot. Dă-te mă că e cald la pătăți. Hai, ia-ți pădurea și hai, suite-mi pe partea aia că iau Nicovar ăsta, iau ceau. Suite, merge la pădure să-ți grâmbă la piturice asta. Trage-mă scaunul, că te revolesc. Păi nu se trage, că e la maxim. Păi și dacă e la maxim, eu cum mă sui, mă? Păi nu te urci, bă, că ți-am luat-o cu câteva numere mai mică, ca să fii motivat să slăbești, așa cum a zis Teo. Și până atunci, duc eu fata la pădure. Păi, măcar lasă piturice aceea să zgârbă eu. Hocus pocus preparatus? Am dublat valoarea banilor. Ai dublat valoarea? Da. Pentru că acum e un nasture. Nu mai valorează 50 de bani. Valorează un leu, că atât costă un nasture. Excelentă idee. Asta e mai idiot decât credeam. Praf îl fac la prezidențiale în dezbateri. Mulțumesc, ustie, doamne. Genială idee! Dar da? O să trebuiască să-mi dați și monetăria statului pe mână ca să pot să am materie primă, știți? Ți-o dau! Cum să nu ți-o dau? Dar cu o condiție. Prima dată să-mi demonstrezi practic viabilitatea teoriei. Adică cum practic? Adică găurești mai întâi propriile economii. Dacă reușești să dublezi 100 de milioane, ai funcția. 100 de mii? Păi eu n-am monede acasă, eu am numai hârtii mari. Le schimb la monetăria statului, că tot vrei să ajungi acolo. Da? Da. Auziți, dacă mă gândesc eu mai bine, cred că funcția de ministru nu este potrivită pentru mine. Știți de ce? Pentru că guvernarea erodează imaginea și mai bine mă păstrez eu pentru Cotroceni. Ai dreptate, ai dreptate. E cea mai înțeleaptă idee. Ne vedem la dezbatere. Sigur că da. Și nu uita teoria. Praf îl fac în dezbateri. Șofico, să știi că eu am niște timp liber la dispozițiune și dacă dorești, eu să știi că sunt disponibil a-ți arăta noi tehnici de amprentare. Normal că doresc. Te rog. Fără pic de jenă? Perverși. E, lasă, că vedeți voi cine pe care învață și mai ales ce. Stai, mă, ce vrei să faci? Nu cumva să-l sun pe șeful că iar exemplifică la tehnicile de autoapărare pe noi. Ați văzut că n-am mințit? Ai! Oh! Macarona aici, ce te-ai dezlegat? Să-l pedestesc pe nemernicul ăsta! Pentru ce? Că nu m-a adus ce i-am cerut pentru grădina! Asta cumva? Macarone, tu vrei să folosești săpăloiul ăsta ca armă albă împotriva mea? Nu, tanti! Cine te-a zis tâmpenii ăsta? Nemernicul ăsta, uite, s-a meritat ghiveci în cap. Eu i-am cerut o țapică mică. Uite ce amărâtă de plante am. Ce fac cu ăsta? Că n-am o tarlauă de săpat. N-am ce să fac cu ăsta așa de mare. Păi atunci o arâncăm, dacă n-ai nevoie de ea. Macarone,
Să dea naiba să încerci ceva, că te trec din nou la fantezia cu mortul. Dar de data asta la propriu! Da, doamnă. Da, Mateșcule, zi repede că întreabă. Cum o pipă e? Viu? Ah, țină voastră, acum faci... Trebuie să te leg. Macarone, trebuie să plec și nu mai am timp să te leg. Da, să nu care cumva să te obosești degeaba. Să fugi pe-n tunel, că cheia de la biciul lui Costel e tot la mine. Nu fug, doamnă, că n-are niciun rost. Acum că nu mai me legi, me simt liber. Nu mai am niciun motiv. Vă zici că te-ai dat pe brază? Hai că trebuie să plec. Ce sclerozată. Nu știe că idiotul ăsta are încă un rând de cheie. Și o pui foarte în clar aici să-ți iasă amprenta bine. Hai, tântișorii, poftiți. Puteați, tântișorii, urma de pe piept. Așa o fi, coșilor. Ați chemat-o pe tanti ca să vadă că nu mă descurc, să par proastă, să mă faceți de rahată? Ba nu, făi. M-au chemat să-mi arate cum depipăi agentul Chiorete la tehnica de amprentare. Chiorete? Ei m-au pipăi brenul Chiorete? Aoleu, Petre, oșilor. Deci hoțul strigă hoțul. Sau nu? Perversul strigă perversul, a? Păi dacă vă plac perversitățile, să vă mai da baba una nouă. Capă Târgu Ocna. Iar autoapărare, mă? Băi, de câte ori să vă zic asta?